Dumnezeu, bine v-am găsit astăzi. Ceva interesant. Ia vedeți aici. Un roi. Cel puțin așa cred eu că e un roi. Și vine înapoi pe stupul ăsta sau ceva de gen. Fiindcă eu unul n-am mai văzut la mine stupin așa ceva. Matca este izolată. Și chiar ești curios ce se va întâmpla cu aceste albine, zboară ca nebunile aici. Ia uitați ce se întâmplă. Aici, în jurul la stupul ăsta, zboară, e nebunie. Ia uitați. O nebunie. Bun. Să vedem ce se întâmplă aici la urdinișul ăsta aici. Foarte multă albină. El a ieșit din stup, s-a așezat pe copac și după nici 20 de minute, o jumătate de oră, s-a întâmplat acest fenomen, da? Se întâmplă la ăștia doi aici, a? E ceva interesant, chiar ești curios ce se va întâmpla. Foarte, foarte multă albină. Cei care ați mai văzut fenomenul, bine, este ceva unic, fiindcă n-am mai lucrat cu măcili semi-izolate până acum. N-am mai văzut așa ceva. Ia vedeți. Ele sunt blânde de gen și au încărcat gușa cu miere și au plecat. Ce este? Aștept și eu ce o să se întâmple până la urma urmei, că prima dată am zis că sunt măci tinere care le-am scăpat eu. Și a roit pe o matcă tânără, da? Acum, dacă aș deschide stupul și chiar ar zbura matca bătrână, până la urmă tot ar pleca roiul, cred eu. Aceste albinuțe nu înțapă, ca să înțelegeți cei care vă e frică de roi. Când vedeți un roi, că acum de curând am văzut oameni speriați de milioane de albine, ele nu înțapă. N-au treabă nici cu mine, nici cu telefonul care filmez. Pur și simplu s-au așezat pe stup și intră înapoi. După ce se liniștesc undeva pe seară, pe la 8 o să-i verific. Să văd ce s-a întâmplat în interior, de fapt.
Albina este greacă și-a umplut gușa cu miere. Iar mă uitam la ele că sunt foarte grele. Având gușa plină cu miere, că așa roiesc. Ca să vă arăt ce blânde sunt aceste albine astea. Astea nu înțapă. Nu atacă, nu înțapă. Foarte blândă. Ele s-au așezat și și-au desprins glanda Nasanov și își cer înapoi orientarea albinelor. Iată, acestea au glandele Nasanov deschise și bat din aripi ca să transmită mai departe feromonul și astfel vor veni înapoi albinele. Bun, undeva pe seară o să continui cu filmul și o să vedem atunci exact ce s-a întâmplat de fapt cu ele. Bun, cam atât. Continuare o să o vedeți în filmul următor.